Oficializată la sfârșitul anului trecut, noua lege a pensiilor prevede, printre altele, și reducerea vârstei de pensionare pentru femeile care au născut și crescut copii. Comparativ cu legea din anul 2019, care nu a mai ajuns să se aplice, noul act normativ oferă o reducere mult mai mică a vârstei de pensionare. Este vorba despre 6 luni pentru fiecare copil, iar reducerea maximă de care poate beneficia o femeie este de 3 ani și jumătate. Ca și noutate în viitoarea legea pensiilor, legea 360 din 2023, care va intra în vigoare de la 1 septembrie 2024, avem pentru mamele cu copii următoarea prevedere legală. Reducerea vârstei standard de pensionare în funcție de numărul copiilor născuți și crescuți până la vârsta de 16 ani, aceasta corelativ cu îndeplinirea stagiului complet de cotizare și mai mult decât atât a stagiului contributiv de cotizare. În funcție de numărul copiilor avem o reducere de vârstă. Pentru fiecare copil se reduce vârsta standard cu câte 6 luni. Pentru a nu se face discriminări între femeile care au născut și cele care au adoptat, legea prevede ca reducerile să se aplice și pentru copiii adoptați și crescuți pe o perioadă de măcar 13 ani. O altă prevedere în avantajul mamelor o constituie posibilitatea acumulării reducerilor la vârsta de pensionare. Oricum, în avantajul mamelor, pe lângă această reducere de vârstă, este că reducerea de vârstă în baza copiilor se poate cumula cu reducerea de vârstă în baza grupei de muncă, dacă a fost cazul. Concret, dacă o mamă a lucrat 5 ani în grupa a doua de muncă sau în condiții deosebite, ar avea, conform legii, o reducere de vârstă de 1 an și 8 luni. Dacă mama are și 2 copii, pe lângă 1 an și 8 luni reducere, mai adăugăm încă 1 an. Deci, practic, vor fi 2 ani și 8 luni de reducere de vârstă. Reducerea vârstei de pensionare în baza copiilor se va aplica începând cu data de 1 septembrie 2024. Primele beneficiare vor fi mamele născute în luna iunie anului 1962 și care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Este încurajatoare, probabil, pentru a încuraja natalitatea. La noi știți că a scăzut natalitatea foarte mult, din păcate. Deocamdată nu am de gând să beneficiez de legea asta, dar cine are dreptul? Este bine să știe. Legea numărul 127/2019 privind sistemul public de pensii, respectiv acea lege care nu s-a mai aplicat, conținea un mecanism de reducere diferit și mult mai avantajos. Reducerea la vârsta de pensionare de 6 ani pentru mamele cu 3 copii, la care se adaugă încă 1 an începând cu cel de-al 4-lea. Altfel spus, o mamă cu 5 copii s-ar fi bucurat de o reducere a vârstei de pensionare cu 8 ani față de 2 ani și jumătate cât prevede actuala lege.